Maria, te numești? Da, bună ziua, mă numesc Maria Leonte, sunt elevă la liceu și sunt singura care a sunat la 112. Maria este un personaj foarte moral, puternic, îmi place foarte mult parcursul ei, adică mi se pare că ai ce să înveți de la ea. Exact, tata, m-am dus la București fără tine și am și chiulit de la școală pentru asta. Aici suntem în sufrageria familiei Leonte. În camera asta este prima oară când tata mă vede tunsă, deci după ce am fost băgată în dubă. Ce-ai pățit? Nimic, nimic. Au prins-o niște golani și au tuns-o. Uite-te și tu cum au sluțit-o. Da, a fost foarte ciudat că vine cu o parte din părul meu, care e părul meu pe bune. Și eu chiar întreb, am replică, ăsta e părul meu? Mama. Tata, ăsta e părul meu? Da, l-am găsit pe jos, la intrare. Scena răpirii a fost prima scenă pe care am filmat-o în proiectul ăsta și este una dintre scenele mele preferate. Ce v-am făcut eu vouă? Tocmai asta e, Maria. Tu nu ai nicio vină. O să pară foarte violent, dar am lucrat în cele mai safe condiții și cele mai bune condiții și toată lumea a fost foarte atentă să nu ne lovim, să nu se lovească nimeni. Când am primit prima oară scenariul, am aflat că trebuie să fiu tunsă pe jumătate de cap. A venit momentul și atunci am fost puțin emoționată așa, dar m-am obișnuit și acum pot să zic că îmi place și am găsit tot felul de variante pe care pot să-mi prind părul. Mă asemăn cumva cu Maria și eu, în momentul în care îmi doresc cu adevărat ceva, fac tot ce ține de mine să ajung acolo. Adică vreau să fie cât mai bine atât cât pot eu și să zic, da, ieri am fost bine, dar uite, sunt puțin mai bine și mâine poate o să fiu și mai bine și tot așa. Sunt Maruca Băiașu, joc personajul Maria, Maria Leonte și vă invit pe toți să urmăriți Bani Negri pe HBO Go. HBO Go, serialele tale preferate online.